Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. Nu credeam că se mai poate ca România să facă atât de mare vâlvă încât de la Washington și Tel Aviv până la București și unde vreți voi, în orice cancelarie europeană, chiar dacă și-au spus sau nu părerile, azi noapte, să se discute despre cât de antisemit este președintele Republicii România. Nu credeam că mai putem face o vâlvă atât de mare. Eram în platoul unei televiziuni, nu spun numele că n-are sens, eu, Tudor Barbu, în 2014, fiind senator al Marelui Partid Național Liberal, eram într-un platou de televiziune la o emisiune, așa zis emisiune de televiziune, s-a dovedit a fi o mascaradă fără margini, în care candidatul Klaus Werner Iohannis, împreună cu soția lui, la vremea aia soție de primar și președinte PNL, ce era Iohannis, da? Să fie acuzați amândoi că au tranșat copii, nu că i-au vândut, nu că i-au comercializat, nu. I-au tranșat și le-au comercializat la banca nu știu care de organe părți ale corpului. Dacă vă puteți imagina. Eram în platou. Emisiunea aceea există. S-a ajuns de la tranșat de copii și vânzare de organe la nazism și antisemitism. Cuvântul antisemit acoperă o plajă de probleme, de dureri, de cicatrici încă nevindecate, doar parțial, superficial cicatrizate ale istoriei moderne și contemporane în această societate pe care noi o numim omenire, încât trebuie să fii dincolo de irresponsabil dacă n-ai probe irefutabile să folosești acest cuvânt. Vă întreb ce vină avem noi, 18-19 milioane de români, pentru a fi duși efectiv cu japca în situații ca cea pe care au creat-o politicienii români în ultimele 24 de ore. Un partid aflat la guvernare s-a aflat lângă un om care și-a acuzat președintele, bun, rău, votat, nevotat, și-a acuzat președintele de antisemitism cu argumente. O să-l auziți imediat pe domnul Ilan Laufer. Vreau să vă spun așa, înainte de toate și înainte de a vă prezenta primul invitat, al doilea e pe drum, e în trafic, vreau să vă spun că eu cunosc foarte mulți evrei, oameni de treabă, pe care îi cheamă Ionescu, pe care îi cheamă Doru Mărieș, pe care îi cheamă Tudor Barbu, pe care îi cheamă Popescu, cum vreți voi. Bună ziua, Doru. Numele unui om pe planeta asta, și din cauza prigoanei, și din cauza Holocaustului, și din cauza stelei lui David, pe care au fost obligați în vremuri nemernice să o poarte în piept ca să fie identificați, duși cu vagoanele de animale și apoi băgați pe poartă și scoși pe coș la Maidanek, la Birkenau, la Dachau, în locuri pe care istoria le-a marcat cu sânge și cu incredibile, incredibile episoade ale acestei omeniri. Oamenii ăștia se numesc, vă spun încă o dată, ca să nu creadă lumea că antisemite doar când te iei de unul pe nume Laufer. Nu. Poți să fii antisemit când te iei de unul pe nume Barbu sau Mărieș. Bine, o să avem astăzi o convorbire telefonică cu voi. Acea convorbire care vă aparține în fiecare zi. Am vorbit cu oameni din comunitatea federațiilor evreiești, din Federației Comunităților Evreiești din România, am vorbit cu oameni din această structură care gestionează spiritual și nu numai tot ce înseamnă evreime în România, și oamenii au dat dovadă de mult echilibru și mult bun simț. Nu le dau numele pentru că toți, absolut toți, și-au manifestat punctul de vedere cu rugămintea domnului Barbu sau Tudor, depinde de ce relație aveam, să nu comentăm pe post. Mâine are loc o ședință extrem de importantă pe care Federația Comunităților Evreiești o are, nu știu dacă era planificată sau este generată de omul din imagine, de domnul Laufer, și mă bucur foarte tare că oameni cerebrali, oameni care știu greutatea vorbelor și importanța gesturilor, se păstrează acum într-o expectativă și o analiză serioase amândouă. Cum ți s-a părut, domnule Mărieș, ca să nu zic prietene Doru, cum ți s-a părut afirmația domnului? A, nu, hai, înainte să te întreb cum ți s-a părut, pentru cei care n-au ascultat punctul de vedere al domnului fost ministru Ilan Laufer, vă rog să-l ascultați.
Această remaniere, după părerea mea, este o soluție slabă. Sunt în continuare de părere că soluția corectă pentru România ar fi fost și este în continuare soluția înlocuirea acestui guvern care a creat foarte multe probleme României. Celelalte două propuneri le consider nepotrivite și vor fi refuzate. Consider că refuzul președintelui Iohannis, în ceea ce mă privește, este un nou act de antisemitism. Domnul Iohannis a avut mai multe ieșiri împotriva evreilor și declarații antisemite, a refuzat și a blocat numirea unui ambasador în Israel. Dorim pe această cale să saboteze relația dintre România și Israel. Îl rog pe Klaus Iohannis să aibă curajul și să spună care a fost motivul real din care m-a respins. Mă refer la cel religios și faptul că sunt evreu. Ca n-am să vorbesc de gazare, trebuie să ai mult curaj. Domnul Mărieș. Cum poți să vorbești de orori? Ce s-a întâmplat atunci sunt niște orori și, așa cum ai spus mai devreme, niște rând neînchise ale istoriei, am putea spune, destul de recente, pentru că istoria se măsoară în sute și mii de ani. Cum estimezi? Cum este, legat, cum e, da, scuze. Legat de ceea ce s-a întâmplat ieri, nu vreau să comentez poziția președintelui, care n-a folosit cuvinte jignitoare, din ce văd. A spus că sunt două candidaturi care îi se par nepotrivite și că la atât s-a rezumat. Din ceea ce a apărut în spațiu public, se pare că candidatul la funcția de ministru a fost un pic prelucrat la Partidul Social Democrat în laborator, înainte să unii spun că i s-a și scris acest... Cotrin Ștefănescu este cel care a fost public de acord cu domnul Laufer, a dat o declarație domnul secretar general al Partidului de Guvernământ, Cotrin Ștefănescu în speță, o declarație în care, prin care a spus că discursul domnului Laufer, din care v-am dat doar cea mai cutremurătoare parte, este al unui om care știe ce vorbește și era perfect de acord, repet, secretarul general al Partidului Social Democrat. După cum vedeți în imagine, domnul Laufer este oficial în sala de conferințe de presă și declarații oficiale a Partidului Social Democrat. Acum, eu nu de ce? Asta este imaginea, uitați-vă. Acesta este locul în care vorbește Dragnea, în care vorbesc toți liderii PSD și aici a vorbit domnul Laufer. Nu pot să cred că Partidul Social Democrat nu își asumă afirmațiile cutremurătoare și generatoare de polemică pe plan internațional ale domnului Ilan Laufer. Da, Doru. Un singur comentariu aș face. Tinerețea domniei sale poate să îi dea în anumite momente, eu știu, un elan care să îl ducă la un entuziasm atât de mare încât să domnul citească... Domnul Laufer a fost ministru PSD-ist în cabinetul României, domnul Mărieș. Da, perioada lui Grindeanu. Nu mai poți spune tinerețea, îl scuză, e necopt, a fost ministru. A fost pe lista care... Hai să uităm la el și vedem că totuși... Și mergând prin comparație la diplomați și la liderii comunității evreiești din România, și nu numai, pentru că s-a ajuns până la Washington astăzi cu știrea, trebuie apreciat că toată lumea a avut o poziție echilibrată și eu zic că trebuie să ne oprim aici. Asta este părerea mea. Am înțeles. A venit și cel de-al doilea invitat și îi mulțumesc pentru asta. Traficul din București atunci când plouă este o catastrofă. Bine, traficul la noi este o aglomerație permanentă și când nu plouă. Mulțumesc mult, Sorin Dragnea. Mulțumesc și eu de invitație. Vreau să discutăm un pic și pe fondul imagini. Atenție, domnul Andrew Becker, director al Comitetului Evreiesc American. Cea mai puternică structură socio-morală care gestionează problema comunităților evreiești din Statele Unite se cheamă, exact cum v-am spus, Comitetul Evreiesc American. Acum un an și un pic, acest comitet a oferit președintelui României cea mai înaltă distincție pe care o poate oferi pe planetă.
Lumina popoarelor. Imagini de acum un an și apoi revenim la afirmațiile domnului Becker. Vă puteți imagina până unde s-a ajuns după intervenția fostului ministru Laufer. Nu citesc asta, Teddy. Dăm sincronul. Nu-l avem încă? Sincronul domnului Becker? Bine. Ascultați-l pe domnul Becker în momentul în care îi înmâna, așa cum v-am spus, lumina popoarelor lui Klaus Werner Iohannis. Extends beyond its ties with Israel to its critical role as a NATO ally. Before we welcome the president to the stage, I ask that you turn your attention to the screens behind me for a short video. You see the 2017 Light Unto the Nations Award. Da, astăzi domnul din imagine, domnul Andrew Becker, director al acestei importante structuri, Comitetul Evreiesc American, a dat un comunicat de presă pe care, în sinteză, vi-l prezint. Oricare ar fi problema pe care o are cineva cu Iohannis, cu siguranță antisemitismul nu poate fi una dintre ele. Nu vedem niciun motiv să retragem. Apropo, fac o paranteză. Laufer, susținut de pesediști, au cerut americanilor, au cerut evreilor din Statele Unite să-i retragă lui Iohannis lumina popoarelor, acel onorant semn de recunoaștere pe care Comitetul Evreiesc American l-a făcut anul trecut față de președintele României. Repet, nu vedem niciun motiv să retragem decorația dată președintelui Iohannis, pentru care avem un mare respect. Rabinul Becker, cel din imagine, a precizat pentru Adevărul, pentru colegii noștri de la Adevărul, că nu-l cunoaște pe Ilan Laufer. Asta o spun pentru români ca să înțeleagă odată pentru totdeauna tot poporul ăsta, tot noi să înțelegem cu toți, ce greutate au vorbele când ies din gura fie și a unuia pe care Doru Mărie și îl consideră tânăr și scuzabil. Nu. Când ai ajuns, Dorule și Soline, când ai ajuns ministru în țara ta, indiferent la ce... Nu a spus scuzabil, a spus doar tânăr. N-are nicio... Mă rog, bine. Sorin, cum ți s-a părut și cum ți se pare unde s-a ajuns cu acuzele și cu războiul dintre Dragnea și Iohannis, care, iată, trece oceanul, ajunge în Statele Unite, ajunge la Comitetul Evreiesc American, ajunge la Federația Comunităților Evreiești din România, ajunge la domnul Wexler, care este reprezentantul oficial în Parlamentul României, deputat al minorității evreilor din România în Parlament, care și el a spus la rândul lui că este stupefiat de ce a auzit. Indiferent dacă ne-am spălat lufere la râu sau în mașina de spălat, noi românii n-am știut niciodată să o facem aici, pe teritoriul nostru. Și vorbeam chiar săptămâna trecută, invitat fiind la emisiunea ta, că dacă lucrurile s-ar fi petrecut, emisiunea s-ar fi întâmplat acum 250 de ani, ar fi vorbit despre Istanbul. Săptămâna trecută vorbeam despre Strasburg, astăzi vorbim despre teritoriul nord-american. Asta am făcut noi, o avem în genă, indiferent, am fost extrem de primitor cu tot, indiferent dacă am vorbit despre problema 100% românească sau a națiunilor conlocuitoare, noi a trebuit să rezolvăm, să cerem ajutor în străinătate, poate reușim să luăm gâtul alor noștri. Dar asta s-a întâmplat și cu Tudor Vladimirescu și cu Mihai Viteazu și nu trebuie să ne întoarcem foarte multe pagini de istorie. Mira, de ce aud ce spui? Stai un pic, tu știi despre ce vorbim, că poate nu am fost eu pe temă. Afirmațiile domnului Laufer, Ilan Laufer, au făcut ca la Palatul Parlamentului domnul Tăriceanu. Nu știu ce spune, dar trebuie să-l ascultăm. Nu o să vorbesc în locul lui. Am să vă spun că prioritățile enunțate de România, sigur, țin de politica de coeziune. Acesta este și motoul președinției României. O politică de coeziune care trebuie să se reflecte în plan economic, în plan social, al securității cetățenilor și al capacității Europei de a fi un actor global. De asemenea, cadrul financiar multianual este un subiect de mare preocupare pentru noi și nu vom avea o misiune ușoară pentru că el va trebui aprobat și sigur că el se sprijină pe doi piloni, politica de coeziune și politica agricolă comună. Urmare a discuțiilor care au avut loc în cadrul dezbaterii, am avut o întâlnire cu colegul meu, liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, fostul prim-ministru al Belgiei, cu care mă cunosc, stăteam cu el de vorbă mai devreme, se fac la anul 30 de ani de când ne cunoaștem. Și de când militar
cântăm împreună în familia liberală și am avut o discuție destul de așezată cu el pe chestiunile care sunt, am văzut, de preocupare, după cum ați văzut, la nivelul Parlamentului European, care a adoptat recent acea rezoluție pe statul de drept. Am avut posibilitatea să-i arăt cu dosarele în față care sunt punctele în dispută ridicate de rezoluția din Parlamentul European, care este poziția Comisiei de la Veneția, care este poziția noastră, inclusiv prin ceea ce s-a făcut între timp, adică adoptarea Ordonanței 90 și 92, demonstrându-i în acest fel că există toată disponibilitatea din partea actualei majorități și a Guvernului de a ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția, care, așa cum s-a mai menționat în presă, nu sunt obligatorii, dar disponibilitatea noastră de a ține cont de aceste recomandări dovedește, dacă vreți, tocmai soliditatea ancorării noastre în ceea ce înseamnă valorile statului de drept, valorile europene, valorile pe care este și principiile pe care este construită Uniunea Europeană. Facem parte dintr-o mare familie europeană, împărtășim aceleași valori și această disponibilitate a noastră este dovada cea mai bună că nu există, așa cum încearcă, din păcate, opoziția să sugereze vreo dublă atitudine sau vreun dublu limbaj. Și m-am bucurat că Guy Verhofstadt a avut timpul necesar pentru a asculta explicațiile pe care i le-am dat și pentru a înțelege mai bine care sunt chestiunile. El nu este deloc surprins de ceea ce se întâmplă, pentru că, în final, până la urmă, cred că foarte multă lume a înțeles că nu este o dispută autentică pe statul de drept, ci este o dispută în România între majoritate și opoziție și, sigur că, subiectul statului de drept fiind un subiect extrem de sensibil, exportarea lui la nivelul Parlamentului European, instanțele europene, poate să creeze o emoție care să ducă la adoptarea unor concluzii care nu sunt întotdeauna bazate pe cele mai, pe cele mai reale și factuale elemente. Sigur că, fără să fi făcut obiectul acestei discuții cu Guy Verhofstadt, probabil că guvernul își va rezerva dreptul ca, pe marginea mecanismului de cooperare și verificare, să trimită anumite observații la Comisia Europeană. Deci, pe scurt, acestea au fost activitățile la care am participat de două ori încoace și sunt convins că aveți întrebări. Vă rog. Nici pomenală, nu a fost o astfel de comparație. Nu, în discuțiile care au avut loc, s-a pus problema de principiu, atenție, de principiu, și cred că Udo Bullmann, reprezentantul grupului social-democrat, a venit și a spus: vrem să facem o discuție colegială, nu avem intenția să acuzăm pe nimeni și așa mai departe. S-a pus această problemă că valorile, da, cred că a fost o neînțelegere poate de traducere. Cineva din partea delegației de la Parlamentul European a spus: principiile, valorile europene nu sunt subiect de subsidiaritate, dar nimeni n-a spus din partea noastră că ele ar fi. Cred, de aici am tras concluzia. Fie că s-a dorit așa un fel de a pune punctul pe ei, fie că a fost o anumită neînțelegere. În rest, să știți că punctele de vedere care s-au exprimat din partea liderilor grupurilor de la Parlamentul European au fost pe o paletă foarte largă. Adică au fost reprezentanți, nu-i cunosc personal pe toți, au fost unii care au spus: nu suntem, Parlamentul European nu este profesorul care dă lecții, nu are dreptul să facă astfel de rezoluții, nu este probabil înțelept, pentru că sunt anumite consecințe. Adică
Există diferite valori, diferite opinii, cum e și normal într-o democrație. Nu cred că lucrul acesta trebuie să surprindă nici într-un fel, nici în altul pe nimeni. Și din partea noastră același lucru am constatat. Nu poate să vorbească toate partidele, nu pot să vorbească toate partidele într-un cor pe când, cum să vă spun, să vorbească sau să cânte aceeași melodie. Fiecare are abordări diferite. Problema este atunci când transformăm anumite chestiuni care țin probabil de statul de drept în subiecte de dispută politică, pentru că altceva nu are cu ce să vină un partid sau un lider politic. Și sigur că ele, preluate așa cu ușurință, pot să se transforme într-un fel de bumerang la adresa României. Această remaniere, după părerea mea, este o soluție slabă. Sunt în continuare de părere că soluția corectă pentru România ar fi fost și este în continuare soluția înlocuirea acestui guvern care a creat foarte multe probleme României. Celelalte două propuneri le consider nepotrivite și vor fi refuzate. Consider că refuzul președintelui Iohannis, în ceea ce mă privește, este un nou act de antisemitism. Domnul Iohannis a avut mai multe ieșiri împotriva evreilor și declarații antisemite, a refuzat și a blocat numirea unui ambasador în Israel. Dorim pe această cale să saboteze relația dintre România și Israel. Îl rog pe Klaus Iohannis să aibă curajul și să spună care a fost motivul real din care m-a respins. Mă refer la cel religios și faptul că sunt evreu. Ca n-am să vorbești de gazare, trebuie să ai mult curaj. Ne-am întors în direct, minunat. Îmi pare rău că l-am oprit pe Tăricianu, că spunea niște lucruri senzaționale, nu știu ce l-am oprit, eu trebuia dat integral. Sorin, cum ți se pare? Da, eu personal nu văzusem decât comentarii la declarația domnului. Acum o vezi în premieră. Da. Cum da, ți s-a părut? Da. Ridicolă, penibilă. Un pic mai devreme vedeam declarația unei alte doamne propusă pentru schimbarea portofoliului la transporturi. Și era dumneai minunată că nu i-a acceptat nominalizarea președintele Republicii, deși dumneavoastră a lăsat foarte multe lucruri în urmă. Dacă ar fi fost la Ministerul Mediului, ar fi aflat că și calul lasă foarte multe lucruri în urmă, de care poporul român nu are nevoie. Dar nici măcar de realizările domniei sale. De mă refer la doamna Olguța Vasilescu, nu cred că poporul român, realizările dumneavoastră politice, nu cred că are foarte mare nevoie. Declarația domnului acesta, care nici nu vreau să-i rețin numele, pentru că atât de efemeră a fost prezența domniei sale în guvernul României, încât nici nu cred că merită să îi reținem numele, dar minte realizările ce. Nu este prima nominalizare făcută de un partid politic respinsă de un președinte al Republicii. Nu, nici pe departe. Da. Acum, putea să, dacă era ochelarist ca mine și ca tine, putea să vină să spună, să se vaite că a fost respins de președinte Republicii pe motiv că poartă ochelari. Și atunci, exact în aceeași joc. Jocul este periculos. Eu nu-l pot. E posibil să aibă mai puțini ani decât mine. Nici nu știu exact CV-ul domnului fost ministru din guvernul Grindeanu, nu? Dacă mi-aduc bine aminte. Crezi că cobor până acolo încât să iau CV-ul lui Laufer și să-l învăț pe de rost? Nu, dar pentru că am deschis un pic mai devreme. Nu, mă referam strict la data nașterii, să văd cam câți ani, cât îi putem ierta de derapacele acestea, pentru că din punctul meu de vedere sunt derapace. Și dacă ar fi așa, repet, n-ar avea dreptul să spună lucrurile acestea în fața lumii, nu în fața Europei, nu în fața poporului. Înainte să comentăm mai departe, vreau să spun că astăzi președinția României a dat un comunicat oficial, o să vi-l arăt în sinteză, președintele Iohannis fiind extrem de dur în termenii pe care i-a folosit în acest comunicat de presă, după greu de calificat ieșirea domnului Laufer, despre care v-am și vă vorbim. Deci noi așteptați un pic, o să vină și cartonul imediat.
Și ce vrei să fac cu el? Avem pe post comunicatul, da. Eu avem un carton, Teddy. O să-l dăm cartonul imediat ca să poată să citească și cei de acasă. Președintele României, nu pot, mă, nu, așa nu pot. Nu, vreau cartonul, că ăla l-am ales, mă, Teddy. Aștept. Când îl dai, îl citim. Că mai stăm un pic, avem tot timpul. Iată o parte din comunicatul pe care l-a semnat și l-a dat publicității președintele Klaus Werner Iohannis după intervenția publică din sediul PSD al domnului fost ministru și propus ministru Ilan Laufer. Referințele la antisemitism și nazism în disputa politică sunt iresponsabile și denotă grave carențe de educație, cultură, diplomație și istorie. Mă rog. Citiți-vă dumneavoastră că e prea lent. Comentați dumneavoastră, vă rog frumos. Având în vedere că în spatele domnului Laufer se afla sigla PSD, n-ar trebui să-i dăm toată vina doar lui. Acolo a lucrat o întreagă echipă, nu se iese la PSD cu PSD în spate la conferința de presă fără acordul președintelui partidului. Sorin. Consider... Că decizia președintelui Iohannis a fost înțeleaptă de a nu numi o astfel de persoană, fie și pentru declarația, fie și pentru cum declară persoana respectivă că acceptă, hai să spunem, înfrângere, dacă asta și-ar fi dorit. Cred că ar trebui să avem în scurt timp o declarație a șefilor de partid ai domnului Laufer, dacă nu cumva să avem de-a face cu demisia de onoare sau cu excluderea în partid. Dacă PSD-ul aleargă prin curtea școlii să o demită pe doamna primar Firea, da, o chestiune probabil falsă pentru cetățeanul român, cetățeanul bucureștean, cred că asta într-adevăr este o problemă. Dacă tot umblăm atâta și tot blamăm, umblăm prin Europa cu sloganul acela de integrare, de frații noștri de peste hotare, imaginea României este pătată rău de tot în urma acestei declarații, mai cu seamă că ea deja a ajuns în America de Nord. A și făcut valuri, a creat și reacție din America de Nord. Stimați telespectatori, vă mai prezint o informație care mie mi se pare extrem, extrem de importantă. Lucian Șova, încă ministru al transporturilor. De ce încă? Pentru că președintele României nu a semnat documentul de trecere în rezervă, de plecare de la ministerul domnului Șova, deci este ministru cu drepturi depline. Ce credeți că declară domnul ministru Șova? Încă ministru pesedist al transporturilor. Imediat, să se termine această bătaie de joc de carton, pe care nu o să-l mai dăm, îmi cer scuze că l-am dat. O să vedeți imediat punctul de vedere al domnului Șova. Repet, ministru al transporturilor, propus spre a fi schimbat. Omul stupefiat iese în presă și ce spune? Mafia ascunsă în cuiburi de viespi. Asta cu mafia îmi aparține cuvântul. Viespile, cuibul de viespi îi aparține ca sintagmă domnului Lucian Șova. Deranjate de remaniatul Șova. Nu mi s-a cerut oficial demisia, spune domnul Șova. De asemenea, nu mi s-a reproșat activitatea de la minister. Absolut corect. Deocamdată eu îmi fac treaba aici, azi, ăsta e de azi, acest comunicat. Cred că am căzut la mijloc, fiți atenți. Știu însă că am deranjat cuiburi de viespi pe care nu le-a deranjat nimeni timp de 20 de ani. Comunicatul așa, bravo. Nu sunt fericiți nici antreprenorii care au dedat bani statului român pentru că am cerut să li se calculeze penalități pentru că au întârziat lucrările la autostrăzi și nu și-au făcut treaba. Cum e, domnule, să iasă un ministru în exercițiu să spună că sunt cuiburi de viespi pe care le-a deranjat, cuiburi nederanjate de 20 de ani? Atenție ce spune. Că a deranjat antreprenorii care au dădat bani statului român, aceste vorbe sunt ale domnului Șova, ministrul transporturilor, care spune că n-am fost schimbat în urma unei analize, nu mi s-a cerut demisia. Apreciez sinceritatea, dar nu înțeleg, toate aceste comunicate apar după ce se pune problema schimbărilor. Cât sunt pe funcție și nu îi clintește nimeni, nu spun nimic. Nu fac o conferință de presă să vă spun, băi, viespile, deranjez, am cerut recalcularea, să se dea banii înapoi la stat, să fie pedepsiți cei care nu și-au onorat contractele, sigur, pecuniar în primul rând, că din celălalt punct de vedere nu putem vorbi, că nu avem procurori în România care să facă dosare, nu dosare cu alte instituții și cu alte
să spun așa, adausuri, ca să folosesc un cuvânt comercial, tot comercial. Deci, domnul Șova vine și spune adevărul, dar astăzi, când mâine, poate nu mai e. Nu înțeleg de ce toți așteaptă ziua schimbării și atunci vin și zic, domnule, haide să dau din mine tot ce e mai bun. Deci, ce ne-a dat din el în astea 6 luni? Tot. Și atunci nu-l mai schimba nimeni, pentru că poporul era de partea lui, domnule, ce a făcut asta la transport. Majoritatea liderilor, foștilor miniștri, majoritatea liderilor fac același lucru. În momentul în care le se apropie funia la par, spun public adevărul despre clanul din care face parte, de multe ori numit partid. Hai să-i demitem în fiecare zi, atunci o să spun adevărul. Foarte bună intenția, Sorin. Sunt profesor și n-am cum să nu mă refer la procesul de evaluare. Eram sigur, am spus-o și la emisiunea ta în nenumărate rândul, că remanierea, dacă se va produce, nu se va produce în urma acelei așa numite remanieri. Aș vrea să dați partea a doua, dacă se poate, că sunt profesor și n-am cum să nu citesc printre rânduri din declarația domnului... Aceasta e partea a doua. Din cartonul respectiv. Da. Pentru că el spune, arătându-ne către cuibul de vies, ne arată că au fost deranjați și antreprenorii care trebuie să plătească. Deci mai există și alte entități. Antreprenorii aia sunt într-o cârdășie clară. Deci și alte... Cu cercuri politice, cu cercuri guvernamentale de 28 de ani. Da. Numai că Șova, cum bine spune Mărieș, și cum bine remarci și tu, Sorine, iese și spune asta când e remaniat. Păi da, dar nu ne spune tot. Păi nu, el arată pisica lor lui. Aici Șova arată pisica lui Dragnea. În modul cum formulează fraza, el ne spune că subiectul, adică viespele, sunt multiple. Subiectul este multiplu. Publicitate. Ne-am întors în direct dezbateri și în pauza publicitară între invitați, puncte de vedere comune sau divergente privitor la plecarea domnului Paul Stănescu de la Ministerul Dezvoltării și venirea acolo. Ce spuneam ieri și mi-era teamă și îi spuneam domnului președinte Iohannis de aici de la masă, punerea Olguței Vasilescu la dezvoltare, ministerul cel mai drag și cel mai bănos al lui Dragnea. Eu nu cred că Iohannis o va pune pe Olguța Vasilescu la Ministerul Dezvoltării. Nu cred, dar s-ar putea să fiu eu în eroare. Sorin. Eu sper să nu, domnule, nu pentru că aș avea, Doamne ferește, ceva cu președintele Republicii, cu Ministerul Dezvoltării sau cu doamna Olguța Vasilescu. Dar este clar că acel minister este cel mai bănos. E ministerul pe care l-au râvnit pe rând doamna Udrea, pe care l-a râvnit și l-au avut domnul Dragnea. Da? Acum să nu spuneți că pleacă doamna cu realizări peste tot pe unde s-a dus la Ministerul Transportului și nu și l-ar dori pe ăla. Da? Ce argument să aibă dacă postul se vacantează? Postul e ocupat deocamdată. Da, Paul Stănescu este ministru cu drepturi depline la dezvoltare. Ca și cel de la transporturi. Ca, da? Și cel de, ca și Șova, deci, da. Ca doamna Vasilescu să-și îndeplinească acest vis pe care, repet, dacă l-a avut Udrea, trebuie să-l aibă și ea, trebuie să-l convincă pe domnul Stănescu să plece sau să o punem de o remaniere simplă. De o... Poți să te întreb... Dar dacă Iohannis, președintele, nu Iohannis, președintele Republicii, domnul Klaus Iohannis, o acceptă după ce a refuzat-o la transporturi, eu sting lumina pe scena politică. Am să vă pun amândurora o întrebare la care aveți tot dreptul să nu răspundeți, pentru că nu e tocmai o întrebare elegantă și nici cu răspuns simplu. Împinge cumva Dragnea și echipa lui, împing România într-o zonă anti-europeană și de antisemitism, atenție, adică cele mai grave lucruri pe care le poți face în raport cu planeta, să fii anti-european cu continentul și antisemit cu toată lumea, sunt cele mai grave poziții, în mod deliberat pentru a se poziționa politic pentru anul electoral 2019 și anul electoral 2020? Nu e un succes pentru dânsul, ăsta e răspunsul. Prea evaziv. Mă rog, e răspunsul tău, Doru. Sorin. Nu cred că singur poate să gestioneze această strategie. Păi nu vezi că Ilan l-au fără la ajută? Nu e singur. Păi nu, tu ai ascultat-o pe Olguța? Tu ai ascultat pe ăștia care sunt cu Europa, că Europa ne... Sunt convins că cel puțin tu ai înțeles ceea ce am vrut să spun. Sunt entități de deasupra domnului Dragnea, cu tot respectul pentru concetățeanul ăsta al nostru care a fost ministru în guvernul Grindeanu. 18 milioane de români suntem pe aici pe acasă și vreo 5-6 până Europa, la muncă. Ăia la muncă, săraci. Întrebare. Aceste milioane de români nu sunt pagube colaterale cu toții ale unei bătălii? Categoric. Categoric. Dom'le, dacă nu ai pus mâna pe cartea de istorie, repet, și președintele Iohannis sunt întru totul de acord ce a spus, carențe de educație, carențe de cultură, carențe de civilizație. Dacă nu ai pus mâna pe cartea de istorie,
trebuie să ții gura închisă în problema antisemitismului. Pentru că nu știi în ce baltă dai cu bâta. Cât de mare ți-e bâta și cât de mare este balta. Taci și treci mai departe. Dacă nu, ai pus mâna pe carte de istorie. Da, pentru că nu știi ce daune poți produce națiunii tale. Da, cineva spune, auzeam la o emisiune acum mai mulți ani. Dom'le, poți să vorbești urât despre oricine. De olandez, de german, de islandez. Dar ai grijă când deschizi gura să critici, să abordezi subiectele acestea. Și eu repet, de atunci o spun tuturor, pune mâna pe cartea de istorie dacă vrei să vorbești. Și nu pe cartea de istorie recentă a secolului 20. Eu sunt foarte mirat de un lucru. Și nu cred că domnul Dragnea... Domnul Sorin Dragnea și domnul Dormărie. Și eu, Tudor Barbu, sunt mirat de un singur lucru. Și stau și mă întreb, care parte a ceea ce am să spun e cea corectă? Dragnea și Codrin Ștefănescu și ăștia care conduc PSD-ul azi nu mai ascultă de consilierii evrei pe care îi au pe bani buni, sfetnici în ceea ce privește comunicarea și strategia de mesaj politic. Nu-i mai ascultă. Îi plătește și nu-i ascultă. Sau povestea lui Ilan Laufer cu antisemitismul. Atenție, n-am dat sincronul incomplet. Spune da. Clar, la mine în familie au murit 50 ceva de oameni, domnul Laufer. 50 ceva de oameni, din Dumnezeu să-i odihnească, au plătit cu viața în timpul Holocaustului, în timpul prigoanei istorice numită Holocaust împotriva poporului evreu. Adică Laufer a făcut apel la cele mai dramatice părți ale cuvântului, ale tot ce a tot ceea ce cuprinde cuvântul antisemit. Da? Întrebare. Nu mai ascultă Dragnea, Codrin Ștefănescu ăștia sau Laufer, nu mai ascultă de echipa de evrei care îi le sunt sfetnici sau echipa de evrei, mi-e și frică să pun întrebarea, a agreat ce spune Laufer? Nu. O să încerc să... Nu cred că pot răspunde la această întrebare. Încerc, scuze. Nu. Am să încerc să... Pentru că este extrem de dificilă. Și am să încerc să aduc în discuție o temă din istorie fără nicio legătură cu poporul evreu sau cu oricare altă națiune. De foarte multe ori în istorie, și nu doar cea recentă, dacă ai jucat bine tema victimizării, ai ales strategia ideală. Deci tu spui că omul din imagine, Ilan Laufer, s-a uitat bine în CV-ul domniei sale și a amintit tragedia prin care a trecut familia domniei sale, 50 ceva de morți în timpul Holocaustului, și ce a spus dânsul? Dom'le, sunt prigonit pentru că sunt evreu, președintele României nu mi-a dat dreptul să devin ministru așa cum partidul meu și-a dorit, pentru că sunt, religios vorbind, în partea elaltă față de un neamț. Eu am scris acolo că 6 milioane de români, și este un adevăr istoric, noi, în țara asta, avem 6 milioane de români care au votat un neamț. Necreștin ortodox. Da. Creștin, dar nu ortodox. Un minoritar bivalent. Nici român. În sensul cetățean român de origine română, nu, cetățean român de origine germană, și nici ortodox, adică nici aparținător al bisericii majoritare, nu. Și atunci, 6 milioane de români l-au votat pe neamț, 3 milioane 200 de mii au votat echipa domnului Laufer, adică PSD-ul, și întrebare, ce să înțeleagă românii care văd că aleșii lor, fie că e neamț, fie că e român, fie că e ortodox, fie că nu este ortodox, e protestant, ajung la nazism. Olguța Vasilescu i-a spus, tu ca neamț să nu vorbești, băi, Iohannis, degazat. Poftim? Când? Eu nu știu. Dar mai ascultat-o acum. Da, am ascultat-o tot. Declarația doamnei... E făcut prost materialul că l-aș mai da o dată. Declarația doamnei Vasilescu. Spune Olguța Vasilescu, ca neamț să vorbești degazare, este... trebuie să ai tupeu, să ai curaj. Îi spune lui Iohannis, care este președintele Republicii România, în primul rând, ce să creadă marele și puternicul popor german, condus de Merkel, motorul numărul 1 al Europei, când o aude pe fata asta de la Craiova, da, spunând aberația aia ca german, mai chiar așa, mai subțire cu gazarea. Eu recunosc... 1, 2, iese ăsta la altul și spune, domne, ești antisemit. Dar n-ați văzut... Bine, întrebarea e pentru voi, cei de acasă, și e retorică, bineînțeles că voi n-aveți cum să răspundeți, sau poate dacă vreți să deschidem telefoanele, dar parcă nu m-aș risca, știind cum e CNA-ul, știind echipa de la CNA, nu m-aș risca să discut public cu cei de acasă, pentru că cei de acasă sunt necenzurați.
Noi aici ne mai cenzurăm, că avem de Cerberul la ușe, mă rog, în eter. Dar v-aș ruga să vă gândiți bine. Echipa principală, echipă de consilieri, de imagine și mesaj politic, aceste două componente esențiale ale vieții unui partid, mai ales cel mai mare partid din România, PSD-ul. Mesaj politic și comunicare, adică relația cu presa, adică cu voi, cu noi, prin intermediul televizorului, al internetului. Echipa lui este formată preponderent din evrei. Mai e și Anca Alexandrescu și, mă rog, la și alții. Evreii au văzut speech-ul pe care domnul acesta îl citește cu sigla PSD-ului în spate? Dacă da, wow! Dacă nu, e și mai wow! Că le dă o poală de bani Dragnea lor și nu-i mai ascultă pe evrei. Nu vreți să vă gândiți un pic? Nu credeți că e important? Nu am vrut să pun paie pe foc să dau sincronul lui Iohannis când spunea cum s-a înțeles Dragnea și cu Dăncilă s-au înțeles cu Bibi Netanyahu la Tel Aviv. Ce afaceri fac cu evrei pe acolo? Adică lucrurile sunt împinse într-o zonă în care noi 18 milioane, noi prostimea lor care îi votăm și îi girăm, ne uităm ca tâmpiții și nu înțelegem. De ce să fim în oprobiu Europei, oprobiu lumii? De ce comunitățile evreiești din America trebuie să discute de noi, să dea comunicat? De ce? Tu urmăriești de ce? Florin Dragnea, de ce? E un subiect care, din punctul meu de vedere, trebuie ocolit. Nu ocolit. Dar nu mai punem sare pe rană atâta timp când nu-i cazul. Unii nu pun sare pe rană pentru că sunt atâta obligați, unii nu pun sare pe rană pentru că sunt plătiți, unii pentru că sunt proști, unii pentru că sunt controlați. Eu vreau să cred că sunt și emisiuni de televiziune unde putem discuta Discutăm pe bune. Ori subiectul ăsta în care am fost împinși, Dorule, am fost împinși de domnul Ilan Laufer și echipa de la PSD într-un subiect care a trecut instantaneu oceanul. Mă, dacă dădeam foc la țară, nu trecea atât de repede. A trecut atât de repede, înseamnă că chiar onoratul Rabin care a dat comunicatul venit de acolo, înseamnă că l-a deranjat din moment ce a avut reacție. Fără doar și poate, revenim după publicitate. Tot respectul pentru felul în care gândesc liderii comunității evrești din America. E la firea, la pauza dintre prima și a doua oră, stăteam de vorbă cu Sorin Dragnea și cu Doru Mărieș. Provocarea pe care, mănușa pe care mi-a aruncat-o în direct domnul Dragnea, am eleganța și bărbăția să o ridic și să discutăm despre... Am discutat un pic și ieri. E vorba de București, nu doar de București, e vorba și de Iași. Chirica la Iași are aceeași soartă, da? Hai să ne oprim deocamdată la un orășel cam cât Slovenia, cam de două ori și ceva cât Bulgaria. Cât Slovenia. Da? București are un primar ales, care nu mai are sprijin politic. Așa a declarat Dragnea. Așa au declarat ăștia de la PSD. I-au ridicat oamenii sprijinul politic. Întrebare, i-am întrebat în pauza publicitară pe cei doi invitații mei. Ce înseamnă să ridici sprijinul politic pentru un primar? Cum este cel al capitalei României sau cel al capitalei Moldovei? Chirica la Iași. Da, domnule Mărie, ce înseamnă să ridici sprijinul politic? Atenție, vorbim de un oraș în care trăiesc 2,5 milioane, aproape 3 milioane de locuitori. Deci, un primar care nu candidează independent, sigur vine cu un program politic... Nu există primar independent, domnul Mărie. Asta vreau să subliniez. Povestea cu cum îl cheamă, cu doctorul Oprescu, a fost o vrăjeală PSD-istă la care a pus botul, ca robotul, un oraș întreg. Că fără PSD, Oprescu nu ajungea primar în veci pururi. Asta știe și el, știm și noi. A fost urmascata PSD-ului. Dar vorbim, sunt localități unde există oameni care au candidat independent. Aici, doamna Firea a venit cu un program politic sprijinită de partid, unde, sigur, ne-a spus de toate. De la centură la Enel, de la Enel la Dumnezeu știe ce poduri sau, eu știu, continuarea metroului până la autopedie. Eu știu că tu poți avea o discuție absolut. Eu sunt astăzi un pic obosit, îmi cer scuze celor de acasă. Ce înseamnă să ridici sprijinul unui primar? Și acum răspund direct. Te rog. Ați retrage cuvântul dat în fața electoratului de către partidul care a susținut-o. Asta înseamnă. Firea, când s-a dus pe străzi, s-a dus în spate cu două lucruri. În spatele ei au fost două lucruri al lui Firea. Programul pentru București al Partidului Social Democrat. Corect. E bine până aici? Corect. Și echipa care lipea afișe, care făcea campanie, că Firea n-a câștigat singură București, a câștigat cu PSD-ul în spatele ei. Corect. Ca și cei de la sectoare. 6 sectoare, toate câștigate de PSD. De la 1 la 6, toate PSD-iste. Întrebare.
Retragerea sprijinului acestei femei care este primar general. Eu nu sunt nici avocatul ei, nici procurorul ei. Nici nu o acuz, nici nu o apăr. Dar ca bucureștean, recunosc public că ieri mi-am dat seama, după foarte mulți ani de presă, că nu știu ce înseamnă să retrag sprijinul politic. Pentru ăștia, 2 milioane jumate de oameni, care, din care face parte și Dragnea cu familia și cu copiii și cu neamurile lui, și Mărieș cu prietenii, cu vecinii, cu familia, și eu și alții ca noi, 2 milioane jumate, 3 milioane spun unii. Bă, ce se întâmplă cu noi după retragerea ei, după retragerea sprijinului acordat primarului? Doamne, și la Chirică la fel, ce se întâmplă cu Iașu? Că Iașu, am înțeles, are o grămadă de probleme. O grămadă de probleme, majore. Imaginați-vă ce se întâmplă la Cavnic, un oraș mic. Unde ieșea cel primar. Bun, hai să nu mergem la Cavnic. N-am tot respectul pentru Cavnic. Sorine, tot încerc respectul. Încerc să-mi dau seama din punct de vedere tehnic ce se poate întâmpla și cred că din punct de vedere al rezultatelor scuțină ne întoarcem undeva prin anii între 2000 și 2004. Deci în urmă cu vreo 16-17 aproape. Când Băsescu răgnea din toate... Când Băsescu a câștigat primăria capitalei, dar consiliu. Nu avea Consiliul General. Și tot mandatul acela, când era criticat de ceva, era și, ieșea și spunea, de multe ori, poate pe bună dreptate, dați în Consiliu, pentru că proiectele mele nu sunt susținute de consilieri. Corect. În momentul de față avem primar în afara majorității Consiliului General. Corect? Consiliul General a rămas același, majoritar Partidul Social Democrat, și primarul nu mai are sprijinul politic de la șefia. Da? În mod normal, dacă oamenii aceia, consilierii generali, sunt în continuare soldați în partid, ar trebui să-i blocheze proiectele doamnei Firea. Asta ar trebui să întâmple. Dacă doar dumneai s-a retras sprijinul. Bă, repet, fă un efort că ești profesor. Dita mai profesor. Știți ce mă pe mine, Tudor Barbu, că dacă înțeleg eu, am convingerea că cel puțin jumate din cei de acasă înțeleg. Eu ca cetățean. Mai clar ca mine în minte și mai limpezi. Ce înseamnă lui Firea să-i retragi lui Firea, lui Gabi Firea, sprijinul politic în capitala Republicii? Ce înseamnă? Eu știu la Chișinău, când i-au retras să lui ia sprijinul lui Chirtoacă, l-au și arestat, l-au tăvălit, l-au făcut zob și și-au pus comuniștii omul lor. Da. Bun, dar eu sper că România, care e puțin mai departe de Moscova, un pic față de Chișinău, față de Bălți și față de cine vrei tu, un pic mai departe, mă, nu foarte departe, dar un pic mai departe, nu ajungem în situația să ne batem joc de capitala țării doar pentru că 2, 3, 5 da. Sau clanurile sau aia se bat între ele în exact PSD. Asta, dar lucrul acesta acum este declarat, asumat. Pentru că dacă e să dăm crezare a ceea ce ne spunea doamna Firea de mai bine de un an de zile, multe proiecte ale primăriei capitale n-au fost susținute. Adică n-au avut sprijin de la început. Prin componenta aia financiară care trebuia să vină de la Guvernul României. Ne-a spus doamna Firea cu subiect și predicat în nenumărate rânduri lucrul acesta. Păi, 2 ani de zile... Este una dintre nemulțumirile domniei sale vis-a-vis de puterea centrală a Partidului Social Democrat? Este. Și a retras doamna Firea ceea ce ne-a spus în nenumărate rânduri? Nu. Ce vine acum de la șefia Partidului Social Democrat și ni se spune că îi se retrage sprijinul politic? Nu, cred că nu m-am făcut eu înțeles, îmi cer scuze, Sorin. De obicei nu există. Am întrebări care par clare, dar acum poate n-a fost clare. Ce fac ăștia 2 milioane jumate de bucureșteni? Pe mine, ca să fiu sincer, Sorin Dragne și Doru Mărieș, nu mă interesează nici cât negru sub unghie de Firea, corect. De Dragnea, dar de Iohannis, mă interesează de copiii tăi, corect. De vecinii lui, înțeleg de că PSD-ul nu are cuvânt atunci când comiteți... Înțeleg că PSD-ul nu are cuvânt atunci când vine în spatele unui primar și cere votul, îl dă și dacă apar disensiuni în partid, îi ridică în sprijinul. Și cu asta basta, asta înțeleg bucureștenii, că PSD-ul nu are cuvânt. Recte, Dragnea nu are cuvânt vis-a-vis de ce a promis. Dar nu ne poate lămuri nimeni. Așa? Nu ne poate lămuri nimeni ce înseamnă sprijin politic, pentru că cum sprijin ne poate lămuri? Păi nu ne știm ce înseamnă. Păi nu știm, pentru că spre exemplu, din punctul meu de vedere, sprijin politic în ceea ce privește primarul capitalei înseamnă aproape exclusiv fondurile care vin, fondurile guvernamentale. Le-a care avut primar... proiectelor pe care capitala le consideră prioritare, adică recte primarul general le consideră prioritare și le propune spre aprobare consiliului. Corect. Și revin și spun ceea ce am spus câteva secunde mai devreme. Dăm crezare la ceea ce ne spunea doamna primar general al capitalei, că n-a avut sprijin, guvernul României nu a ajutat-o pentru că au fost blocate proiectele respective de la șefia de partid. Deci ca atare, susținerea PSD pentru doamna Firea. Toți sunt nepata, eu nu pot să înțeleg. Da, mă, și dacă n-a avut sprijin cu centura capitalei, dacă n-a avut sprijin cu Elcenu, dacă cu spitalul metropolitan, centura nu e la domnia sa.
Centura capitală? Nu, nu e la capitală. Firea, nu, mă, Firea a spus așa, nu, stai puțin, Doru. Firea a zis așa, dați-ne centura capitală pentru că avem bani și proiecte să o facem. Așa. Iar ăștia nu au vrut să o dea. O țin la Ministerul Transporturilor. Bun, dar nu asta e problema. Problema păi poate e pentru ceea ce când e vorba de bani în PSD și de 20 de miliarde Dorule Sorin nu face decât să mă certifice încă o dată dacă iese Firea acum 6 luni, un an. Mă rog, eu mi-aș fi dorit ca Firea și la meeting-ul ăla cu cămăși albe și tricouri albe. Da, bravo. Să spună cam același lucru, da. O zi înainte, atenție, știți când era, ca să țină românii minte lucrul acesta, era în ziua finalei de la Roland Garros. Da, domne, nu contează, ideea e că mi-aș dori ca foarte important la Firea să spună că n-are sprijinul politic al lui Dragnea și al echipei de la București, dar de la guvern. Dar eu vreau să te întreb ceva, Sorine. Noi, bucureștenii, am o marotă, nu înțeleg. Nu mai zic de aia lui Chirică, săracul care are aceeași problemă la Iași, ieșenii. Și mai sunt locuri. Ce trebuie să înțeleagă bucureștenii, eu nu știu să le spun. Poate să alții mai deștepți în presă. Bă, primarului tău, 2 milioane și jumate de suflete, i s-a retras sprijinul politic. Adică, păi nu, bă, ce facem cu prețul la gigacalorie? Ce facem cu Elcenu? Mi-a spus cineva azi, da mă Tudor, dar fii atent că trebuie să discuți dacă faci chestia asta. Eu vreau să fac emisiunea asta mâine, poi mi-e răs pe mine. M-a provocat Dragnea, eu fac măcar acum un, cum să zic, avanpremieră. Ideea e așa. Avem 6 primari de sectoare, dar nu au atribuțiile lui Firea, nici unul dintre ei. Categoric. Sunt lucruri pe care doar pixul, decizia și proiectele lui Gabriela Firea, Gabrielei Firea, corect, pot să le pună în operă. Corect. Consilierii pot vota ce vor ei. Dacă ea, ca primar, nu certifică și nu validează, proiectul ăla rămâne o frumoasă inițiativă. Absolut. O mai luăm de la, întrebare, de la capăt. Doru Măriș, nu e nimic de zâmbit. Pe mine mă stupefiază. Capitala unei țări europene cu 2 milioane jumate de suflete are un primar care nu are sprijin politic. Și noi la iarnă ce facem? Întrebare. Nu da. Dar ce să răspund, domnul Bărbu? Nu știu, mă, ce crezi tu că de-aia facem talk-show-uri? Facem talk-show-uri ca să vorbim. Când ai 6 primari de sector și primarul capitalei, este ideal pentru acel partid pentru a demonstra în acea comunitate, în acel oraș, în acea capitală, vorbim de capitală acum, la exemplu dat, să demonstrez că într-adevăr ești bun. Bine. Doamne, nu ne piedică nimeni cu nimic. Sorin Dragnea, ce s-a schimbat între Gabriela Firea din campanie în care toată lumea o ținea pe brațe și o propunea bucureștenilor și a și câștiga Bucureștiul ca primar? Și ce s-a schimbat între acea Gabriela Firea și asta de azi? Că asta de azi este în mare parte o hologramă. Da. Rămasă fără partid, rămasă fără sprijin politic, rămasă cu 2,5 milioane de bucureșteni care se uită la ea pentru că le-a promis că va face aia. Dar acum sprijinul politic nu mai e. Întrebare. Care e diferența? Ce s-a întâmplat în mintea ta de bucureștean între Gabriela Firea aia și ca să înțeleagă românii de ce nu mai are sprijin? Eu nu să am... nu spui că l-a deranjat pe Dragnea, doar atât. Nu, eu nu am vreo patalama la madre. 2,5 milioane de bucureșteni suferă că a fost vexat Dragnea de acțiunile Gabrielei Firea. Haideți să fim serioși. Cei care suferă în momentul de față dintre susținătorii doamnei Firea sunt exclusiv cei care s-au dus la vot. Matematica nu ne înșeală nici în privința scrutinului de acum câțiva ani de zile, când doamna primar a devenit. Deci s-au prezentat la vreo 30% dintre bucureșteni cu drept de vot și au votat pentru doamna Firea încă vreo 30%. Deci matematica ne spune până la urmă cât s-au dus și au pus ștampila ca doamna Gabriela Vrânceanu Firea să devină primara capitalei. Deci nu vorbim de cele 2,5 milioane. Dar e adevărat că acțiunea domniei sale... Ce nu-ți convine, Doru, că ai dreptate calculul. Calculul e corect. Cât? De suferit suferă toată lumea. Asta categoric. Acțiunile domniei sale se răsfrâng pozitiv sau negativ asupra tuturor celor care trăiesc și nu numai a celor cu buletin de București. Că în București și a celor care vin, care muncesc. Cred că sunt vreo 4 milioane de suflete bine, pe aici. Bine, eu acum ca să rămân corect până la capăt, să amintim celor de acasă că domnul Boc, susținut de domnul Băsescu, a făcut asta. Da, da. Adică să nu creadă lumea că uităm. Nu, nu uităm. O jumătate de tur. Traian Băsescu și Emil Boc, sau invers, cum vreți, Emil Boc la propunerea, la susținerea, ca să nu zic susținerea fermă a lui Traian Băsescu, au schimbat regula jocului în timpul meciului. Nu le-a mai convenit în două tururi. De ce? Că avea PDL-ul foarte mulți primari. Și a zis, bă, cum ni-i conservăm pe ăștia? Păi facem într-un singur tur. Neștiind, în naivitatea lor, că bumerangul le va lovi de antura grav. Și lui Băsescu și lui Boc. S-a întors. Acum PMP-ul, ca și alte partide, doresc din două tururi, adică în mod normal, primarii, pentru a da jos această mafie, mi-asum ce spun, să mă dea mafia în judecată, primarii, nu toți, Doamne iartă-mă, sunt primari minunați care au făcut lucruri fabuloase și în comune și în orașe și în București unii, bă băiete, primarii nu sunt jupânii locului, nu sunt vechilii locului, bă, sunt interlopii politice ai locului.
fără doar și poate. Au camarile, au grupuri de comandă, au... Fabulos! Nu poți să-i dai jos dintr-un tur. Neam! Dintr-un tur nu-i mai dai jos decât dacă, Doamne ferește, pleacă cu picioarele înainte. Sau dacă nu candidează. Sau îl leagă... Da. Din greșeală îl leagă vreun procuror. Îl bagă în și pușcărie. Nu procurorul, judecătorul. Am avut primari care au ieșit, au fost aleși și ei fiind în pușcărie. Am avut primari care au ieșit... Băi, mare, mă, Chiricheș, cum? Am avut primari care a fost ales deși era decedat. Îl salut pe domnul Chiricheș, bravo lui. Bravo, da? Brenea Chiricheș, să câștigi. Bun. Baia mare, ăia oameni sănătoși la cap. Din Cicu? Băi, în Baia mare, îmi cer scuze, da, iartă-mă, bă, oameni sănătoși la cap. Unde era primarul lor? În arest. Pentru ce? Mită luată în primărie. Șpagă. Ba, așa spun procurorii. Flagrant. Nu presupunere. Flagrant, pe tehnică. Ia șpaga, primește șpaga. Dă șpaga, treci la pârnaie. A devenit primar. Ăla din Jilava nu mai era presupus șpăgar. Ăla era pârnăiaș. A devenit primar. Voi ați mai auzit vreo țară în care unul din pârnaie, din pușcărie, din spatele gratilor. Condamnat? Nu cercetat în stare de arest. Bă, condamnat pentru fapte, pentru fapte, nu la, nu viol, nu tâlhărie. Fapte comise în primărie, a devenit nou primar. Bine, încep să-ți răspunzi la ce problemă are poporul cu chestiunile acestea. Că din ciclu nu e pentru cine se pregătește și pentru cine se nemerește. A mai schimbat unul Constituția cu mandatul de 5 ani la președinte și s-a ales altcineva. Eu cred că dintre... mulți. Ia uite, dă imaginea asta, te rog eu, pe tot ecranul ca să vadă lumea că nu vorbim din cărți. Uitați-vă, așa arătau imaginile în momentul în care Dragnea o susținea trup și suflet pe Gabriela Firea să devină primarul orașului. Și trandafirii când îi oferea. Îi oferea trandafirii, explica el pentru devotament, pentru înțelepciune, pentru nu știu ce. Era cu ăla, cu colegul lui Mihai Viteazu acolo, cu Zegre, cu, cum îl chide, Zgonea. Zgonea, frate, descălecat de pe primarul. Uitați-vă, astea sunt imaginile. Întrebarea mea rămâne. Deci între această, Dorule, între această Gabriela Firea și cea de azi, fără sprijin politic, ce anume s-a schimbat? Gabriela Firea n-a furat un leu. Vreau, atenție mare, cei de acasă. Încerc și eu un răspuns după imediat, solide. Sigur. Termin repede, că nu vreau să degenerez în ce sunt alți moderatori de emisiune de vorbesc numai ei. Dar n-am cum să mă răcoresc. Mă, Gabi Firea nu este acuzată de nimic. Nu a călcat-o de neau. N-a călcat-o de icotul. Nu este acuzată de fraudă. N-a fraudat un leu din banul public. N-a făcut nimic ca primar care să fie oprobiu. 1. 2. Proiectele ei pe care le putea face cu sprijinul pe care l-a avut, le-a făcut. Bă, palea pe care nu le-a făcut, nu le-a făcut și zice ea din motive pe care le-a explicat. Cu amendamentul că putea să o facă și la meeting-uri, repet, în tricouri albe și cămăși albe, unde Gabriela Firea n-a spus nimic. Întrebare. Noi rămân la marota mea 2,5 milioane de oameni în București. Ce vină avem? Ia zi, Durleț. Lumea n-are nicio vină. Da, da, suportă. Consecințele acestui război. Păi e un război intern între doamna Firea și Dragnea, e clar. Da, da. Și nu-l suportă bucureștenii, nu? Îl suportă bucureștenii. Păi am spus mai devreme că suportăm cu toții. Ineficiența primăriței capitalei care nu poate să-și ducă programul la... Bravo, de ce? Okay. De ce 2,5 milioane de proști să sufere un război Dragnea Firea? De ce? De ce, domnul profesor? Acum, să mă ierte Dumnezeu, eu nu o să candidez niciodată la vreo funcție în asta ca acum să mă joc cu cuvintele în fața presupusului electorat. Dar cred că de milă trebuie să le plângem celor care s-au dus la vot, indiferent de cum au votat. Pentru că cetățenii care nu își exprimă dreptul să zice, nu cred acum că se plâng sau trebuie să le plângă cineva de milă că un partid, cât el de mare, are tras sprijinul. Mă separ de tine complet, mă plâng de mine. De cuvântul dat, domnule. Da. PSD-ul și-a dat cuvântul. Domnule, dacă ne duceam, dacă ne duceam în proporție de 60% la vot în București, nu în proporție de 30%, eu cred că aveam o altă situație în momentul de față. Eu vreau să spun că eu le plâng de milă lor care nu s-au dus la vot. De ce? Pentru că suferă pe votul celor care s-au dus. Păi, și atunci s-au dus la hashtag rezist. S-au dus la rezist, ăștia, hashtag rezist. Prietenul, hashtag. Hai să mergem întâi la vot. Ca să nu lăsăm 12-13% să decidă primarul capitalei, indiferent cine e. Indiferent. Și pe urmă să ieșim noi în piață 100.000 într-o noapte cu lanternele de la telefon, de-l siderăm pe Cristoiu, de unde au ea lanterne, pentru ordonanța 13. Vreau să vă spun că pentru București, acum, când doamna... Pardon. Da, caloriferele când sunt doamna, reci. Doamna, nu mai are sprijin politic. Da. Nu mai are sprijin politic să facă proiectele cu care a câștigat. Adică alea care ne vizează și repet la ea și același lucru. Unul dintre marile orașe, capitala Moldovei. Vă puteți imagina ce țară minunată? Da. Dar ne întrebăm, domnia sa vine și spune, de 2 ani de zile nu sunt sprijinită să-mi duc programul pe corect. Care l-a, da? Da.
Deci asta înseamnă că de la începutul mandatului n-a avut sprijin. Da, mă, Dragnea a sesizat că Firea stă cel... Ieri am prezentat eu. Firea stă cel mai bine la în imagine. Sondaje. Firea a fost, cum să zic, îmbălsămată public cu ideea... Niște prieteni din presă au făcut asta. Câh! Că va candida la Cotroceni, da. Că o să ia lui ăsta partidul, în, pardon, nu lui ăsta, Doamne, iartă-mă, distinsul lui domn Dragnea că o să ia partidul, că o să candideze la Cotroceni, că este un foarte bun comunicator, că este un jurnalist cu experiență și așa, că este plăcută de foarte multă lume. Mă, că n-are nicio ciordeală la activ, ceea ce e foarte grav pentru pușcăriabilii de până parlament și de până guvern, da? Și atunci ce au zis ăștia? Păi de cât măsa, de cât mama, numai bine, măsa, hai să o... Și anume, să o promovăm, să o defrișez. Păi dacă o defrișează pe Firea, 2,5 milioane de bucureșteni, zic eu, că au de suferit, direct sau indirect. Încă o dată vorbim de un cuvânt. Dar bucureștenii tac, că e bine, tăcerea e bună, e de aur. Păi nu, dar atenție. Nu cred că tac, dar realizează. Hai că mi s-a spus în cască că te să luăm publicitate. Revenim imediat. Ne-am întors în direct. Îmi pare rău că am ales astăzi subiecte atât de ingrate și nepopulare, cum este să vorbești despre antisemitism față de un partid sfătuit de o echipă de evrei, pe bani foarte mulți, corect, e foarte delicată, ca subiect, e delicat, ca problematică. Cum este să vorbești de ridicarea sprijinului politic pentru primarul capitalei țării tale, când eu și alții ca mine nu înțelegem neam ce înseamnă să ridici sprijinul politic? Adică ce fac căia din orașul ăla, în cazul nostru București? Nu știu. Ce vrei să spui, Sorine, că erai foarte înfierbântat la pauză? Că ai zis că? Spuneam că eu n-aș avea o patalama de analist politic, dar cred că în ultimii 10 ani, să nu ducem mai mult în urmă, cred că din politicienii de la nivel înalt, iar doamna Firea, din punctul meu de vedere, este un politician de rang înalt, acum, este cea care reușește să-și actualizeze strategia și obiectivele pe termen scurt, cu bătaie pe termen mediu și lung. Când a avut nevoie în alegerile prezidențiale să muște în numele domnului Ponta de Klaus Iohannis, a mușcat și a asumat-o, a fost hulită de o parte a națiunii, de cealaltă aplaudată, a ieșit ce a ieșit. După aceea s-a implicat la nivel înalt în campania la prezidențiale și a asumat rolul acela, a cerut sprijinul partidului și l-a avut. Vine și ne spune abia după 10 august, când a început scandalul, că nu are de fapt sprijinul partidului. Dacă atunci, cel puțin din punct de vedere calendaristic, eu personal nu vreau să fac o legătură cu 10 august, dar din punct de vedere calendaristic... N-ai cum să nu faci. N-ai cum să nu faci cu 10 august, pentru că 10 august, din punctul meu de vedere, e un moment de cotitură major. Da, cam atunci încep să se rupă... Atunci au început cătușele să zorneie. Bravo. Doamna Firea, dar... atenție, nu era în țară, dacă mi-aduc aminte bine, sau era în țară, nu mai mi-aduc aminte, dar parcă nu era în țară, doamna Firea. Cred că a fost în țară. Era în țară, nu mai mi-aduc aminte. În orice caz, era foarte departe de eveniment, a fost atrasă în eveniment prin intermediul doamnei prefect, bineînțeles. Nu la asta doream să mă refer. Dar de ce te-ai dus la 10 august? Pentru că, cel puțin din punct de vedere cronologic, cam atunci încep să apară declarațiile contradictorii. Eu te întreb pe tine și pe Doru, în numele bucureștilor, vă întreb dacă vreți să spuneți bine, dacă nu, care e diferența între Firea care a câștigat alegerile și Firea de azi, de Dragnea și ai lui, i-au ridicat sprijinul politic. Și-a redimensionat strategia. Adică? Deci în momentul de față, nebun să fii în direcția în care se duce PSD-ul să nu-ți dai seama că ai de pierdut, doamna Firea joacă în opoziție în partid. Și atenție ce vă spun, electoratul partid, dacă n-ai devenit social-democrat PSD-ist până la 40 de ani, nu mai devii. Ciuțea. Da? Una dintre afirmațiile Dumnezeu. Aproape identică. Da? Aproape. Și atunci... problema pe care de ani de zile au început să o recunoască și de la Partidul Social Democrat este că nu percutează, nu penetrează pătura tânără a electoratului. De aceea îi vedeți din ce în ce mai facebookiști, mai Instagram și așa mai departe. Doamna Firea pentru PSD riscă să devină un erou pentru tânăra generație. Pentru că tânăra generație, rezist sau nu, cere, impune societății să fie ascultată. Păi persoana aceasta, doamna Firea, în Partidul Social Democrat, are un alt punct de vedere, o altă opinie față de majoritate. Adică Firea poate fi receptorul lor a tinerii? Categoric. Și uitați-vă ce vă spun. Doamna Firea, în jurul doamnei Firea, dacă va rămâne social-democrată până la capăt,
În jurul domniei sale se va coagula noua putere odată intrat în opoziție Partidul Social Democrat. Adică după alegerile prezidențiale. Ăsta e pronosticul unui cetățean. De ce zâmbești ca o vulpe bătrână? Își dorește. Sigur. Cum? Că își dorește. Își dorește doamna Firea să ajungă. Are și vârsta. Da. Da, care îi permite să aștepte. Și cu, ce-i cu atitudinea asta ta rabinică, așa, că am discutat și de mari rabini ai lumii. Ce e așa de, ești prea rabinic azi. Adică își dorește, normal că își dorește, face politică la vârf. E cel mai votat om din România după Klaus Iohannis. Dacă nu înțeleg bucureștenii că nu e nicio diferență între un social-democrat și altul, așa cum nici dumneavoastră, domnul Barbu, n-ați vrut să înțelegeți acum vreo lună ceva când o lăudați pe doamna Andronescu cât e de mare dizidentă și astăzi e ministră reasă în același loc de unde plecase, atunci nu înțelege nimeni nimic. Vor să înțeleagă că tot acest partid de putre, bine, nu, se întâmplă ce se întâmplă. Și se întâmplă, așa cum spuneți, azi. Se întâmplă acum. Acum. Da. Dar cu toate astea, societatea românească are nevoie și de social-democrație. Nu, fără, nevoie, fără doar fără și poate. Fără social-democrație n-ar exista... Fără doar și poate. Un partid socialist, un partid de orientare curată de stânga, dacă, bine, la noi n-are nicio legătură, niciun partid, nu are legătură cu doctrina. Păi PNL-ul a ajuns mai social, de socialist și social-democrat decât ăștia lui Dragnea, iar ăștia lui Dragnea mai liberali decât PNL-ul asta, fără doar și poate. Cred că cel mai încerc, scuze. E noaptea minții, da. Cel mai liberal. La listă de care vorbiți și de care nu vă place. Ce? Aia... Ce nu-mi place? Excesivă, a lui Dragnea. Și chiar așa lui doamna Firea, că toată ziua era cu Trăistuța, cu... Da, dumne, da, bine, mă, eu ți-am spus, Dorle, că nu vreau să alunecă, fac... Alunecă la România Mare, mâine, poi mâine. Mai au puțin și devin vadim toți acolo în partidul. Păi direct, nici nu știu ce să vă mai întreb. Spuneți dumneavoastră ce considerați că e de spus în raport cu ce am discutat aproape 2 ore în această emisiune. Dacă doamna Firea nu are sprijin politic, nu are. Și deci clar va fi un eșec mandatul domniei sale, ce face? Își depune... De ce să-și depună? Nu? A primit votul bucureștenilor în mod corect, democratic, cinstit, pe un program, pe un program politic PSD. Atunci merge cu programul înainte și în fiecare săptămână, atunci când merge să propună... Ei, aici ar trebui ca Firea să primească stenograma emisiunii. Da, ce spui tu e corect. Firea ar trebui la fiecare ședință de Consiliu Local să iasă la televizor să spună: băi, bucureșteni, am propus să vă fac bine treaba asta... Dragnea și cu ăia ai lui s-au opus că n-am sprijin politic. Uitați votul. Așa, da. Uitați votul. Da, uitați votul. Ia să facă chestia asta. Zi... Nu cred, în primul rând, că acei consilieri acum din Partidul Social Democrat o vor trăda în totalitatea lor pe doamna Firea. E suficient să o trădeze câțiva în totalitate și a pierdut majoritatea. Atenție! De la câțiva până va obține majoritatea sprijinul celorlalți este doar un pas. Mm-hmm. Eu cred că vor rămâne alături de ea. Doi, a spune acum că i s-a retras sprijinul politic doamnei Firea e ca și cum ai fi o navă într-un port care a luat foc și vine cineva la un moment dat și îți trai frânghia cu care era ancorat. Mm-hmm. Știți, e liberă, doamna Firea. Vă întreb, știți că am fost în pauză, nu-mi spune nimeni, nici de la... N-are sens. Dacă am lucrat într-o televiziune... Nu mi-a spus nimeni, am văzut eu din greșeală pe un ecran în pauză. Se discută foarte serios, stimați spectatorii, numirea Olguței Vasilescu la dezvoltare. Acum, cât timp eu am fost în emisie, s-a întâmplat ca Dragnea și ai lui să o propună pe... Revin, Sorine, revin, Dorule, ce v-am spus și ieri. Dacă domnul Iohannis s-o propune la dezvoltare, suntem o nație de proști, într-un film cu proști, și suntem păcăliți de ăștia, de toți. Sunt înțeles să ne păcălească. Păi cum s-o propună Iohannis să o accepte ministrul la dezvoltare la cel mai bogat minister al României, când n-a fost de acord cu ea la transporturi? Nu, sărac ministerul, dar mult mai sărac decât dezvoltarea. Cum vedeți... Acum am citit pe un ecran în pauza. Să vedem ce face domnul Sărescu. Își dă demisia, nu-și dă demisia. Acceptă sau nu acceptă? Păi n-are. În momentul în care domnul Stănescu... Nu, acolo Iohannis nu poate să zică, domnule, nu. Dacă nu-și dă demisia domnul Stănescu, înseamnă că e o problemă la Partidul Social Democrat. Eu refuz să cred că se va întâmpla lucrul acesta. Repet, nu pentru că aș avea ceva cu doamna Olguța Vasilescu și cu miniștrii nominalizați, dar prea mult s-a rostit în ultimul timp că Dragnea rămâne la președinția partidului ca să aibă și Viorica Dăncilă în fruntea guvernului, ca să aibă Iohannis pe... Ca să aibă Iohannis pe cine să bată la alegerile prezidențiale de la... Prea mult s-a rosit. Iar lucrul acesta ar fi... Mă, noi suntem o nație folosită drept cobai ca să se înțeleagă ăștia cine câștigă alegerile? Tu asta spui acum în emisiunea mea? A fost vreodată... Că suntem 18 milioane de cobai într-o cutie numită România, da, într-o cușcă numită România. N-ai resimțit lucrul acesta și prin 2009? Așa, la alegerile prezidențiale.
ale din 2009. Știu, întrebare, întrebare retorică sau nu. Îl mai bătea Traian Băsescu, îl învingea în alegerile prezidențiale pe Adrian Năstase, dacă Adrian Năstase rămânea președintele Partidului Social Democrat până în 2009? E o întrebare cu care punem punct acestei ediții, ne oprim, pentru că întrebarea lui Sorina genera încă o emisiune de aici înainte, perioada Năstase, Băsescu și PSD, PDL, poate altă dată. Urmează rubrica dedicată centenarului, toate cele bune. Așa cum am vorbit, să mergem dară cu 100 de ani în urmă. Bună, Elena! Bună tuturor! Suntem în data de 21 noiembrie 1918. În această zi, Vasile Stoica, aflat în America de multă vreme pentru a lupta pentru drepturile națiunii române, primește o veste frumoasă pentru el, aceea că fusese ales în Comitetul Executiv al Uniunii Centrale Europene. O uniune interesantă, care lupta pentru drepturile naționalităților. Avem un document deosebit pe care vrem să-l arătăm publicului. Această uniune lansase ideea frumoasă a unei federații centrale europene pe locul fostei Austro-Ungarii, o idee care însă nu se va realiza. Și trebuie să spun că președintele acestei Uniuni Centrale Europene era Thomas Masaryk, o personalitate, președintele viitoare Cehoslovacii, primul președinte și creatorul Cehoslovaciei interbelice. Pentru români, această dată de 21 noiembrie este, de fapt, pe stil vechi, 8 noiembrie, pe stil vechi, însemna sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavril, un praznic important, și în acest an, mai mult decât niciodată, Sfinții Mihail și Gavril sunt asociați cu imaginea lui Mihai Viteazul, primul domnitor care a reușit să unească toate țările românești și singurul domnitor care a reușit până în 1918 să facă asta. De aceea, data de 8 noiembrie este marcată de o ceremonie în amintirea lui Mihai Viteazu. Trebuie spus că atunci când se făcuse trecerea în Moldova în 1916, fusese luat și capul lui Mihai Viteazu de la Mănăstirea Dealu și adus în Moldova, astfel că în data de 8 noiembrie 1918, pe un catafalc frumos amenajat cu mai multe pânzeturi bisericești, tronează capul lui Mihai Viteazu și are loc la Iași o ceremonie la care participă familia regală și personalitățile cele mai importante ale vremii. Din păcate, această ceremonie este cumva umbrită de tragedia familială a casei regală, aceea că, așa cum o numește Regina Maria, nemernica de Zizi, se plimbă pe bulevard tocmai în momentul în care principele Carol mergea spre Mitropolia din Iași pentru a participa la eveniment. Carol, încă plin de iubire pentru Zizi, dorește să o vadă, ceea ce nu se poate, pentru că Zizi Lambrino nu era deloc rezonabilă. Sufletul de mamă al Reginei Maria este umbrită de această dramă și ea nota în jurnalul ei că Zizi Lambrino este cam proastă și cu totul neștiutoare și că, de fapt, nu-i pasă câtuște puțin de băiat. Aș vrea să închei cu un document... Un document serios, este vorba despre un raport privind activitatea de propagandă a arhiepiscopului catolic Raimund Netzhammer, da? Îl vedeți aici. Este vorba despre un act în care arhiepiscopul german este acuzat de acte de spionaj în primul război mondial. El fusese un apropiat al feldmareșalului Mackensen și se pare că cu sprijinul său ajutase și alți spioni germani să activeze în România.